Salutare la toată lumea, Ștefan, de la proiecte diverse DIY. Facem un scurtmetraj. Mă jucam aseară cu volmetele astea de la Tracon și azi au și venit pentru căsuța aia mare niște produse. Și am să vi le arăt și vouă. Presetupe metalice și bineînțeles cu capac. Deci sunt demențiale. Deci pe asta mică pentru 4,70. Hai să desfac una că sta ambalate cu plastic de la super gros. Asta e modelul PGF 48. Toate au capac, deci pot să montez și în plus că se menține IP-ul. Toate au piuliță, nu vin separate și arată demențial. E pentru căsuța aia mare. Da. Că scrie și pe aia Tracon PGF 48. Da, deci sunt super. Eu am rămas super impresionat de astea de când mi-au trimis coletul ăla. Și sincer, pentru exterior, doar de astea o să comand. În primul rând pentru dop, pentru dopul ăsta care e aur. Da, hai să vă arăt și volmetru, ăsta verde nu mai bag, că am zis că e scurtmetraj. Hai să dăm afară lămpița și să băgăm pe ăsta la altul. Vă speriați, atâta am eu în priză, în atelier, fiind al treilea tablou și încă doi consumatori în spate. Și bineînțeles că e un aer condiționat pornit și o aerotermă. Și că cam asta e căderea de tensiune pe românește. Da. Dar arată bele, deci îmi place. Lui Macro nu-i place, dar în rest. Ce interesant la ele că merg de la 24 de V până la 500 de V. Deci merg și pe joasă tensiune. Pe foarte joasă tensiune, pardon. Și merg și pe trifaze. O să îl am pe verde și nu știu care e a treia culoare. O să o comandăm și pe aia. Și o să vedem cum iese într-un tablou. Dar arată super jucărie. Astea le găsiți la... De unde le-am luat, doamne? Celelalte cleme de la materialeelectrice.ro. Da, cam atât, hai că ne lungim prea mult și mai avem și treabă. V-am pupat!